Salutare tuturor, Emil aici de la Electroprofesional, am mai terminat încă o lucrare, predominant instalație făcută pe tavan și doar curenții slabi pe jos. Am lăsat și un întrerupător pentru că am montat două becuri de probă aici. Cam așa a ieșit, aici este coloana care coboară jos la tablou, aici se va face o mască. La fel am lăsat o priză să utilizeze băieții aici, deși nu e ok să lași tensiune pe o instalație nepusă în funcțiune oficial, dar a super mega insistat clientul pe răspunderea lui. Aici au mai rămas câteva materiale. Cam așa a ieșit cablajul. Am folosit NIMJ la lucrarea asta, pentru că a fost un pic mai ușor de lucrat cu el pe tavan. Am încercat să le aliniem cât se poate de bine. Asta este un dormitor aici la parter. Aici este o baie. Nu o să filmez prea mult podelele, că nu prea am ce să vă arăt pe podele. Toate grinzile se vor îmbrăca în rigips. Pam, 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 pam. Foarte interesant. Chiar mă uitam acum cum vine ordinea la lămpi. Aici avem un LED. Nu am mai spart șlițul ăla, pentru că o să vină ceva din tavan. Aici este un interfon. Acolo o să fie un access point. Aici e zona de living. Da, mai sunt materiale de la alți meseriași pe aici. Oricum, pe noi ne interesează zona de tavan, acum fiind instalația făcută pe tavan. Totul a fost făcut exact după proiect. Toate circuitele în bucătărie sunt dedicate. Deci avem ăsta, ăla. Acolo e plită, am lăsat cablul mai mare, chiar dacă i-am pus doză. Cam așa a ieșit. Să aruncăm o jumătate de ochi și aici în subsol. Aici nu e cine știe ce. Bine, pe aici am trebuie să băgăm puțin prin polistiren. Nu e cine știe ce instalație pe aici. Aici mai trebuie un pic dat cu mătura, că am lucrat la tablou. By the way, am pus și racul la cererea expresă a clientului. O să se umple de praf cu lucrările ce o să mai fie pe aici, dar asta nu ne privește. Dacă clientul insistă, noi ne conformăm. Acesta este tabloul electric. Avem separatorul general, 6 diferențiale, avem câteva circuite pornite, pentru că acolo, de exemplu, are un frigider și a vrut să punem tensiune pe noua instalație pe anumite circuite. Avem contactorul, releul trifazat de monitorizare tensiune, un descărcător T2 și cam atât. Adică nimic deosebit față de ce facem noi de obicei. Hai că nu vreau să mă lungesc foarte mult cu video-ul ăsta, suntem pe fugă. În momentul de față suntem la Constanța și urmează să plecăm către Cluj, mă rog, nu chiar în Cluj, la vreo 70 de kilometri de Cluj avem o lucrare. Hai să mergem repede și până la etaj. Și aici a ieșit destul de bine. Ceva de genul. Pe acolo la fel se face o coborâre. Noi am prins un pic cablurile de perete, că acolo e un șanț, dar probabil se va face o mască și acolo, pentru că sunt destul de voluminoase sau nu, mă rog, nu știu. Aici o poveste foarte
încurcată, o să vă explic imediat. Partea de curent slab pe jos, aici va apărea un perete unde atârnă cablurile astea. Un proiect destul de complex. Lămpi, 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 peste lămpi, alte lămpi și alte lămpi și mai multe lămpi și o șină acolo și un LED acolo și capete scară, capete cruce. Uitați-vă numai la doza asta câte cabluri vin. 5 ori 1 jumătate toate. Aici avem o baie, la fel cu foarte multe spoturi și două circuite dedicate. Așa, la fel, dormitor și aici va apărea un perete. Domnul a căutat ceva timp electrician prin Constanța, dar nu prea l-a convins niciunul că i-ar putea face instalația aceasta pe care a vrut-o. Așa, în care n-am fost aici, o baie. Așa. Da, deci totul a fost făcut după proiect. Aici o să vină un distribuitor. Aici avem un alt dormitor. Am fost și presați de timp, am terminat lucrarea aseară la ora 8, aseară fiind duminică, iar azi luni suntem 9 ore în drum spre Cluj. Vreau să vă zic de povestea care a fost aici. Eu am insistat să se facă instalația pe jos cu NYY, dar clientul a vrut-o pe sus, deoarece a zis instalatorul că îl încurcă pe jos. Bineînțeles, au costat materialele cu vreo 2000 de euro în plus, manopera undeva la 1000 de euro în plus, pentru că vă dați seama, este mult mai mult de muncă pe tavan. Și ce v-aș face? Inspecție. Deci l-a ajuns undeva la 3000 de euro în plus, doar pentru că a zis instalatorul că îl încurcă pe podea. Din moment ce noi peste 95% din lucrări le facem pe podea și aici ușile permiteau ridicarea de 15 cm. Și după ce a zis toate astea instalatorul, până la urmă clientul nici nu mai face cu instalatorul ăla. Și a rămas doar cu banii dați. Așa că instalațiile electrice nu e neapărat recomandat să le faci pe tavan. Nu e un dezavantaj, doar din punct de vedere financiar. Pentru că pe podea sunt mult mai ușor de făcut, putem să facem mult mai multe lucruri, cablaje, pentru că pe clemele astea nu avem destul loc uneori atât cât vrem noi. Da, mă rog. Cam asta cu videoul de astăzi. Până una alta, ne vedem la filmulețul următor.